Yes. Specialiștii din sănătate recomandă folosirea mijloacelor de protecție fizică a populației pentru evitarea expunerii la înțepăturile țânțarilor. De asemenea, oamenii trebuie să evite expunerea la țânțari, să poarte îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă, să utilizeze substanțe insecticide în locuință în jurul acesteia, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. În această perioadă, direcțiile de sănătate publică vor efectua mai multe campanii de informare a populației. Țânțarii pot fi extrem de periculoși, asta pentru că pot transmite virusul West Nile. În Grecia este deja alertă de călătorie din această cauză. Virusul se transmite prin înțepătură de țânțari, iar principalele simptome ale bolii sunt durerile de cap, febra și dezorientarea. Nu există un tratament specific pentru virusul West Nile. În cazul simptomelor severe, se recomandă prezentarea de urgență la camera de gardă. În general, este necesară spitalizarea pacientului și tratarea cu medicație intravenoasă. Anul trecut au fost înregistrate 277 de cazuri de infecție cu acest virus, iar 42 de oameni au murit.